David, ca de obicei, ne-a bucurat inimile când a devenit primul sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Performanța este extraordinară, timpul este extraordinar pentru această perioadă a anului și da, putem spune că este pe drumul cel bun. Ce înseamnă pentru David să-și facă baremul aici în fața prietenilor, a rudelor? Eu zic că este foarte, foarte important și nu neapărat faptul că vorbim de un barem de calificare, vorbim de un progres, vorbim de a fi motivat în fața familiei, în fața prietenilor, în fața rudelor, în fața oamenilor care te admiră, a copiilor. Am văzut în tribune foarte mulți copii care încurajează sportivii din apă, lucru pe care noi ca foști sportivi de performanță nu l-am avut, nu am putut să-l simțim și am crezut că este de datoria mea, de datoria echipei de la Federație să oferim această ocazie sportivilor care sunt acum generație care este acum activă și se pare că este și benefică pentru că mai avem o competiție înaintea campionatelor europene de seniori din bazin de 25 de metri, mai avem o competiție care este acreditată de Federația Internațională, Cupa României, o competiție care poate conta pentru campionatele mondiale de la Fukuoka. Nu pentru Jocurile Olimpice, pentru că avem dreptul la doar o competiție pe an. David a concurat și la probe de flutură. Vă așteptați și la rezultatele, da, pe care le-a obținut, că a fost este foarte bun. Da, știam că va concura și la fluture și la spate. A și declarat că își dorește să înoate și probe mai lungi de crawl, cum ar fi proba de 800 și 1500 de metri, deci n-ar trebui să ne mai mire nimic. Da, David este un sportiv care își dorește de fiecare dată să treacă peste anumite limite, să depășească anumite bariere, asta și declarat. Și da, participarea la un campionat național în momentul în care ești cel mai bun în lume nu este o competiție foarte, foarte puternică și atunci avea nevoie să depășească și la această competiție niște limite. Asta în condițiile în care un campionat național este de fapt un campionat de pregătire mai mult decât de obiectiv și e normal la nivelul la care a ajuns să fac acest lucru. Dar mă bucur că, iată, că a și câștigat și probele de fluture și probele de spate și a demonstrat că e cel mai bun în România și la aceste probe, nu numai la cele de crawl, acolo unde este deja lider mondial.